Candelele sau ce? Lumea!
liniște și pace în țară.
Thank you.
Mir, 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 mir
fost lucrată. A intrat Hristos deodată în el. Nu-i făclie ce se stinge, nu-i coană ce se frânge, ci Oh,
Thank you.
Oh,
Oh,
Stele sfinte, amorite, din
casa voastră o minune să împlinească. Datorită primarului Ioan Ușor.
înlocuiesc ce se întâmplă, pentru că am avut telefon pe Sarea și tot am fost un alt număr, dar acest lucru este justificat de multe, să spunem, frumoase realizări pe care le are Comuna Dorteana din partea Arhiepiscopului Părintelui nostru Ioachim. Pentru că el a dat această binecuvântare, consultându-se cu domnul primar, îi oferim noi această icoană pictată a Maicii Domnului ca semn al prețuirii eparhiei noastre și a preoților din Protopopia Domnești. Vă mulțumesc! Biserica Nașterea Maicii Domnului și pentru că suntem în călătorie, îi ofer această frumoasă icoană Domnului Tirișor și venea tuturor celor care reprezintă acest cânt îngeresc, armonia. Tuturor părinților care sunt în mijlocul nostru și dumneavoastră. Aici, în acest loc, s-a întâmplat o minune. Mulțumesc în mod special lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat. Consiliul Local Dorteana a făcut acest lucru posibil și trebuie să vă spun că un cetățean de onoare a acestei comune, binecuvântat de Dumnezeu, părintelui Arhidiacon și binecuvântat monah, Bartolomeu, îi oferim această icoană de față. Să vă spun că ați ieșit cuvânt protoieria noastră. Eu îmi cer scuze pentru faptul că poate, nu știu dacă este, dar Părintele face parte din protoieria noastră. Face parte și armonia din protopopiatul nostru, iar eu sunt aici numit de arhiepiscopul nostru Ioachim, învăț limitele mele de fiecare dată. Domnul primar, aveți nu ultimul cuvânt, vă spun, ați început-o primare, greu să mai țin după dumneavoastră la înălțimea aceasta. Vă mulțumim foarte mult din partea noastră. Ai corului bărbătesc armonia din Constanța, bine ați venit la Dofteana, la Dofteana 2. Faptul că în anul 2019 ne-ați onorat, ați fost la Dofteana 1. Astăzi, începând cu orele 13 la parohia din satul Larga și acum la ora 18.30 ne vom deplasa la Cucuiesc. Mi-am dorit foarte mult, uitați că și visul meu a devenit realitate. Corala bărbătească Armonia, corala care a fost premiată în mai multe locuri în întreaga lume, inclusiv în America, care a primit mai multe premii și medalii de aur. Am studiat și eu astăzi în ce condiții, eu plecat din Turcia, au ajuns acum în Constanța. În Constanța sunt sub directa îngropare a înaltea Sfințitului Teodosie. Dirijat de un dirijor, ați observat dumneavoastră că nu nici pe nimeni în fața lui, doctor. Așa, cu spunea mea m-am prietenit cu toții, vorbim la telefon. Mulțumesc tuturor celor care ați venit în această seară și nu numai, atât aici și la Larga și cei care vor veni la Cucuiesc. Vreau să mulțumesc sponsorilor noștri care ne-au sprijinit. Vă rog să înțelegeți că posturile nu sunt chiar atât de mici, dar eu niciodată nu mă uit când e vorba de ceva care reprezintă o calitate deosebită, nu mă uit la bani. Mulțumesc lui Ionuț Zaharia, care ne-a asigurat cazarea la pensiunea lui. Nu, în ultimul rând, vreau să mulțumesc și Părintelui Protopop, care m-a sprijinit și mă sprijină permanent.
Dar aș profita de ocazia faptului că sunteți mulți pe scaune aici. Uitați că acest lăcaș de cult a fost construit într-un an de zile, așa cum am vedeți dumneavoastră. Și îmi propun ca în anul 2022, dacă voi fi sănătos, eu și cei din Consiliul Local, felicitări! Să spuneam în campaniile electorale, care nu au fost puține, pentru că am candidat de 4 ori și chiar vă mulțumesc pentru votul pe care l-ați dat. În trecut ultima dată am ieșit cu 90%. Același lucru vă spun și în această seară, vă lăsa faptele să vorbească. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit, vă doresc multă sănătate. Nu mai bucuriți-vă, la mulți ani, un an nou bun, fericit. Și să știți că pe data de 31 vom avea parada urșilor de date și obiceiuri, nu mai urși, pe scena din localitatea noastră, iar Consiliul Local, în urmă cu o săptămână, a aprobat și un frumos foc de artificii, care se va da în grădina preotului David Isachi. Nici nu i-am spus până la urmă. Dar la urmă să simtă și de trei din Oceana și nu numai cât se poate de bine. Vă doresc numai bine și la mulți ani tuturor. Biserica de Sfânt City, eu zic că merită să fie luat. Vă mulțumim foarte mult!